Na, în sfârșit ai hotărât, te internezi, bravo! Nu, bă, adică mă, nu m-a pus nicăreni. Cazurile grave sunt pe afară, mereu. A, m-am prins, te faci sudor. Doamne ajută-ți, în sfârșit ai și tu o meserie bună. Nu mai găsești un meseriaș în țara asta, bravo! Manicu, mă apuc de not, mă! Te apuci de not? Și așa avem bazine puține în țara asta, dacă s-ar tu le crapă toate, mă, ce faci? Știți cum ceva, m-am motivat Popovici acum și... David Popovici te-a motivat, aha, câștigă ăsta două medalii, tătă țara intră la apă, tătă țara e campioană la not. Bă, în loc să mă tăt ei așa la mișto, mai bine mai susține, ne-am susține reciproc, mergeam amândoi. În 2-3 ani, vezi-mă cum a devenit și noi campion ca și Popovici și Glință. Aha, la cum arătăm poate ca Stan și Bran sau Bran și Bran. Bă, pe mine nu mă bagi în bazin așa ușor. Zim că n-ai chestii de alea, să mergem la un ciubăr, cu o slăninuță, cu o gagicuță, cu o muzicuță. Bine, stai la sedentarismul tău, Nicule. Lasă-mă cum ochi, o să fac eu valuri. Ce bă, ai scos tăt apa din bazin când ai sărit și ți-or dat ăștia afară? Iară faci mișto. Bă, mă apuc de tenis, mă. Simona Halep are rezultate foarte bune pe iarbă. Pe iarbă? Am niște foițe, câte grame ai? Iară faci mișto, Nicule. Băi, tenis pe iarbă, pe iarbă. Păi nu fac mișto, dar de câte ori iese Simona campionă, toți românii joacă numai tenis. Băi, bă, dar tenis e un stil de viață, băi, o relaxare. Ce te râzi de mine, mă, Nicule? În loc să mă susții și să ne apucăm amândoi, mă. Facem în 3 ani, bă, devenim ca... Simona și Halep, a? Nu, mă, ca Djokovic și Nadal. Ia-ți, mă, racheta și fă valuri în altă parte. Du-te de aici. Văd că n-am cu cine da minci. Rămân cu foițele astea, că tu ești cu altă iarbă, dă-te. No, în sfârșit, te-ai apucat să colectezi borcane și sticle. Faci și tu o meserie nobilă, câștigi un bal. Bă, râs, da, am citit pe net că noi românii suntem pe locul 3 la băuri spiritoase. Pe locul 3 la tărie? Locul 3. Pune aici! Cum am pierdut? Noi am fost zeci, sute de ani, primii în lume, primii în Europa. Nu știu, mă, pune aici, așa ceva, nu-i posibil. Îl sun pe Cipri, îl sun pe Ovi, trebuie să avem echipă. Avem echipă, avem valoare. Da, dacă ne ținem de antrenament, în 3 ani ajungem la... Dezalcoolizare! Doamne ajută! Hai, locul 1 la spiritoase în lume!